Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Poveste din Anatolia, episodul 12. Dilek decide să se despartă de Taner invocând angajamentul ei față de viața și cariera ei din Istanbul. Cu toate acestea, verii lor încearcă să descopere motivul din spatele despărțirii și să îi împace. Suleiman își ține promisiunea și îi ajută să patenteze avionul. După aceasta, Dilek își exprimă dorința de a se împăca cu Serdar, doar pentru a afla că el nu mai dorește să se căsătorească cu ea. Această revelație o surprinde pe Dilek, iar deși inițial se simte ușurată, Suleiman îi reamintește că acordul lor rămâne în vigoare și îi sugerează să-i acorde lui Serdar ceva timp. Primarul îi interzice lui Asuman să se întâlnească cu Ramazan, după o propunere de căsătorie făcută de tatăl acestuia. În cele din urmă sunt trimiși paznici în jurul casei ei, iar telefonul îi este confiscat. Cu toate acestea, Ramazan găsește modalități de a o întâlni. În aceeași atmosferă plină de tensiune și emoție, Sefer și Zahide aduc o veste de bucurie familiei, anunțând că au hotărât să își unească destinele prin căsătorie. În ciuda entuziasmului general, norul trecutului se ivește sub forma fostului soț al lui Zahide, care revine în viața ei, rugând-o cu disperare pentru încă o șansă la iubire și reconciliere. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.